Mi se pare interesant să ne uităm la filmulețul ăsta de la B1 TV. Ăsta, economistul ăsta, Cristian Pon, ceva libertarian de la ASE, intră în dezbatere cu un aurist, cum îl cheamă pe ăla, lulea ăla de făcea, renova clădirile ce aparțin Rusiei până în România. Și hai să vedem discuția dintre ei. Stați așa să vă dau ăsta. Ăsta e filmulețul. Hai să vedem ce se întâmplă până acest debate. Domnului Aur, îi spunem bună seara domnului Marius Lulea. Bună seara, prim vicepreședinte Aur. Bună seara! Bună seara, sper că o auziți. V-am sunat pe dumneavoastră că sunteți foarte în temă, dumneavoastră vă ocupați chiar de construcții, sunteți propunerea de premier al Partidului Aur. Înțeleg că treaba asta implică și funcția de premier, adică președintele nu prea poate să rezolve el de unul singur, trebuie să aibă și un premier, nu? Și... Cu siguranță. Bun, hai să salutăm și pe domnul Cristian Păun, profesor de economie, a avut o luare de poziție extrem de importantă pe subiectul acesta, care e unul sigur privit de, e un subiect ce poate părea derizoriu, așa, amuzant. E o treabă foarte serioasă, o să vedeți de ce. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Aș începe cu domnul Lulea. Domnul Lulea, vi se pare o treabă serioasă ce propuneți dumneavoastră sau o propuneți așa, într-o stare, într-o glumă? Adică e în regulă că vorbim serios despre subiectul ăsta, nu? Sigur că da. Pentru orice constructor din România, da? Această problemă este una extrem de serioasă, deoarece vorbim de niște cifre care sunt practicate astăzi pe piața din România. Vorbim de cifre, de sume, de bani cheltuite. Deci dumneavoastră spuneți că e fezabil 35.000 de euro. Nu asta, ca să plecăm de la premisa asta. 35.000 de euro se poate rezolva. Cu siguranță că da, asta însemnând 700 de euro pe metru pătrat construit. Sigur că da. Bun, hai să vedem. Domnul Paun, care este principalul contraargument pe care l-ați așezat pe masă la această stare care pare... Eu am mai explicat de ce o prostie planul Simion. Acum nu o să mai explic din nou. Aveți filmulețul pe canal, cei care vreți, nu o să mai reiau ce am mai zis. Da, în fine. Hai să vedem din ce unghi abordează problema asta un economist libertarian. Bizară, totuși, la prima vedere. Mă rog, sau neoliberal, sau ce naiba o fi omul ăsta. Primul contraargument este că statul nu trebuie să se ocupe de așa ceva. De statul, funcțiile de bază ale statului n-au nicio legătură cu oferirea de case românilor ieftine. Asta ar trebui să o facă antreprenorii privați. Sunt unii care oferă case ieftine, din lemn, din containere, din tot felul de materiale de construcție, din prefabricate, se toarnă casa, vine direct turnată în beton, eu pui omului pe pământ. Întrebarea e de ce n-ar trebui statul să se ocupe de așa ceva? Asta e întrebarea. Bine, problema e că e o prostie, mă rog, am mai explicat de ce e o prostie, că casele alea la 35.000 de euro, într-un final, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, vor ajunge înapoi pe piață, la un preț mai mare și practic nu rezolvi problema, doar o mai muți în timp câțiva ani. Ăsta ar fi argumentul principal. Bine, Aur nici măcar nu o să facă. Ei vorbeau cu dobânzi de 2%, niște prostii, pe lângă toată chestia cu casele, cu, mă rog, apartamente la 35.000 de euro. Dar nu, eu cred că statul ar trebui să se implice în chestia asta. Dacă observi, spre exemplu, că chiriile sunt foarte mari comparativ cu veniturile populației, trebuie să te implici. Și o să vă arăt de ce. Deci ăsta argumentul libertarian stupid. Statul n-ar trebui să se ocupe de asta. Argumentul useristic, practic. Statul se ocupă de justiție, poliție și armată. Ah, am înțeles. Nu are nicio treabă statul, eventual primul ministru, președintele României, să vină să dea case românilor sau să promită case românilor. A doua mare problemă este... Ba da, are. ...că face acest lucru înainte de un vot. Adică nu poți să vii și înainte de un vot. Ba da, cu condiția să le faci dacă l-ai promis. ...partea campaniei electorale, tu să vii să propui sau să promiți astfel de lucruri oamenilor, ceva de genul, domnule, până acum nu s-a făcut nimic, eu dacă ajung la putere, fac treaba asta. Da. N-ai voie, eu cred că într-un stat absolut normal, democratic, n-ai voie să promiți asemenea lucruri care nu țin de apanajul statului. Statul se ocupă de... Ba da, țin de apanajul statului și chestia asta se întâmplă în multe țări vestice europene. De educație, sănătate, apărare, securitate sau siguranță pe străzi și respectiv justiție. N-are treabă cu lucruri care nu țin de apanajul statului. Statul se ocupă de educație, sănătate, apărare, securitate sau siguranță pe străzi și respectiv justiție. N-are treabă... Cine a zis asta? Cine a zis asta? Unde scrie că statul nu poate să se ocupe și de problema locativă dacă există așa ceva în România? Cu casele oamenilor. Asta este așa scoasă din pălărie. Da, hai să ne oprim un pic. Dacă statul constată că e o problemă acolo, poate să se ocupe și de zona aia. Da, domnul Paul, hai să facem o pauză să vedem ce răspunde. Întrebarea e cum faci tu dezvoltatorii imobiliari ca să la 35.000 de euro
Da, mă, la costul de construcție, practic. E o prostie. Vor să mai plafoneze profitul dezvoltatorului, care e o tâmpenie. De ce dracu ar mai veni dezvoltatorul privat atunci să facă casele respective, dacă oricum nu face casele respective pe banii statului? Nu e ca și cum vine statul cu banii și zice construim atâtea case sau atâtea blocuri. Nu, aia sunt bani veniți prin bănci, de la oameni care se împrumută sau care au banii cash la ei și oamenii se duc de fapt la dezvoltator și cumpără de la dezvoltator. Și statul doar oferă terenul și utilitățile, atât. Adică nu, e o prostie. Nu mai explic de ce e o prostie planul Simion. Dar ideea de locuințe sociale, aia nu e o prostie și aia e de fapt altă mâncare de pește. Ce propunea ori nu sunt locuințe sociale. O să vă arăt care e treaba cu locuințele sociale. O să vă arăt un pic pe măsură ce mai progresăm în acest debate, care e treaba cu locuințele sociale și de ce sunt necesare și cam cum e până afară. Domnul Lulea, la aceste argumente. Mă rog. Domnul Păun este puțin în afara subiectului. De ce? Pentru că se ocupă și de securitatea socială a cetățenilor. Dacă Marea Britanie construiește 1,5 milioane de locuințe pentru cei cu venituri mici, dacă Ursula a decis să construiască Uniunea Europeană locuințe sociale, dacă în America, Germania, Franța, cred că 30% din fondul construit a fost realizat de către stat, domnul Păun este în afara subiectului. Repetă propaganda PNL-PSD că nu se poate. Nu e voie. Român să fiți datori la bănci. Bun, am înțeles. Și asta este. Asta e soluția pe care vă oferă... Mamă, i-a dat-o Lulea, deci nu pot să cred. A venit Lulea și a dat-o la libertarian. Bun, domnul Păun, vreau să contrazice ceva, vă rog. Așa, am înțeles argumentul, că sunt eu în afara subiectului și că statul social trebuie să se ocupe să dea case. E o protecție socială, asta era ce zicea protecție domnul. Protecție socială. Da. De unde a scos atunci domnul Lulea și cu Partidul Aur numărul de 1 milion de locuințe? De unde are România astăzi nevoie de 1 milion de locuințe sociale? De unde a scos cifra? Da, domnul Lulea, când veniți cu argumentul... Deci stai așa un pic. De fapt, George Simion a zis, dacă e necesar 1 milion de locuințe, dacă sunt necesare. Deci a venit Lulea și pur și simplu l-a educat pe profesorul libertarian cu privire la faptul că, bă, uite că statul de fapt se ocupă și cu asta. Bă, uite că mănânci căcat cu polonicul când zici că statul nu se ocupă de așa ceva. Lulea de la Aur, da? Adică, știți ce părere am eu despre Aur? Am făcut și videoclipuri pe tema Aur. Deci a venit Lulea de la Aur și hai că nu mai vreau să zic ce a scos și ce a făcut pe libertarieni. De locuințe sociale, trebuie să ne referim la oameni cu condiție precară. Deci, practic, când venim și spunem 1 milion, orice ar fi cu 1 milion astea, sunt multe, domnule. Haideți să vă explic. E vorba despre 1 milion de locuințe în 10 ani. 100.000 de locuințe pe an. Este foarte puțin, extrem de puțin. În mod normal ar trebui să facem de 2 ori mai mult. Însă trebuie să ai și resursele necesare. Pentru acest lucru. 1 milion și românii sunt 18 milioane. Astăzi în România există 3 milioane de români angajați la stat, cu salarii care dacă se duc la bancă, tineri, care dacă se duc la bancă nu primesc creditare pentru locuințe, deoarece nu se încadrează. Deci sunt 3 milioane de români astăzi care nu au dreptul la o locuință. Așa, astăzi, nu vorbesc... Și soluția nu este să le vinzi o locuință dacă nu au dreptul la creditare. Soluția sunt locuințe de stat pe care statul să le închirieze. Am mai explicat chestia asta pe canal, nici nu știu, nu vreau să mai revin cu aceleași explicații pe care le-am mai dat pe alte videoclipuri. Dar, da, soluția asta este să ai statul dezvoltator, da? Și atunci, da, statul poate să construiască cu 35.000 locuințe, că e statul dezvoltatorul. Practic, profitul la dezvoltator care e stat ar fi zero. Dar, ce trebuie să facă statul după aia? Statul trebuie să ia casele alea și să le închirieze. Așa cum fac statele prin foarte multe, chiar majoritatea țărilor europene. Și nu numai. Când 10 ani. Uitați ce se întâmplă, dumneavoastră când spuneți 1 milion, nu știu cât suntem în țara asta, poate că suntem vreo 16, spuneți că ar trebui o casă la 16 persoane, cam asta veți face, nu? Din asta socială, da. În momentul de față în România există 9 milioane de locuințe, cu 1 milion de locuințe noi ne referim la soluționarea unei probleme sociale. În România... Uite, Lulea are cifrele la el, are datele la el, a zis, băi, uite, atâta milioane de locuințe există, 10% în timp de 10 ani. Problema e că ce vor ei să facă... Modul în care vor să facă locuințele astea și cum vor să le vândă de fapt la oameni și după aia oamenii o să le vândă la rândul lor, că inevitabil se întâmplă asta, aia e de fapt problema. Nu că vor să facă locuințe. Aia e ok! Modul în care vor să le facă. Dar evident când inviți un libertarian care zice că statul n-ar trebui să facă nimic, ți-l arde Lulea. Și mai ne întrebăm de ce este Aur în sondaje peste USR. Uite de aia. Dacă sunt 9 milioane de locuințe, domnul Lulea, 9 milioane de locuințe la 16 milioane de români și dumneavoastră vreți să mai adăugați 1 milion de locuințe sociale, mie mi se pare că totuși 9 milioane de locuințe la 16 milioane de oameni nu arată că în România chiar e o problemă cu locuitul, zic eu. Acum adică ia să vă dați cu părerea asupra unor...
Stai. Păi da, faceți un calcul, sigur, îmi dau părerea. 9 milioane de locuințe care au durata de viață, în general, mare majoritate expirată, pentru că durata de viață a unei clădiri este de 50 de ani. Exact, o să vă arăt, o să vă arăt ca postanicul Ștefănuță niște statistici pe chestia asta și o să vă arăt ce a postat omul. Sunt astăzi da, locuințe cu risc de ismic. Uite, uite, habarnist, profesor de economie de ăsta neoliberal, habarnist, l-a scos Lulea la tablă, bă, Lulea de la aur. Bă, voi înțelegeți despre ce vorbim aici? Bă, nu mai pot. 10 de mii în București și în orașele mari. Dar rămân blocurile? Uite cum râde. Coaia nu mai râde. Care dreptate, Lulea? Ceaușescu? Asta propuneți? Sau ce facem cu blocurile care ziceți noastră că au expirat? Păi ca, așa cum se întâmplă și în America, se construiesc locuințe noi și cele vechi, atunci când nu sunt corespunzătoare, se demolează. Deci vor fi demolate blocurile din București. Asta ar fi. Se vor demola doar acele clădiri care nu sunt conforme și astăzi nu sunt în siguranță. Păi stați o secundă, că dacă ziceți 50 de ani, înseamnă că o mare parte din ele nu sunt conforme. Și ce faceți cu proprietarii din blocul ăla, domnul Lulea, care nu vor să-l dărâmați? Că până la urmă eu sunt proprietar al unui astfel de bloc. Și nu vreau să-l dărâmați. Mi-asum riscul să se dărâme pe mine. Ce eu faceți cu mine? Eu sunt proprietar într-o clădire cu risc seismic. Există o diferență dar majoră într-o clădire cu risc seismic și o clădire care are durata de viață. Mă dați afară și mă puneți într-o contractă de 35.000 de euro? Altă problemă pe care aș revendica-o. Domnule, ce facem cu contractul ăla? Că nu are nicio valoare contractul ăla. Eu bănuiesc o glumă, nu? Contractul. Adică e așa, domnule, avem un contract. Nu e un contract propriu-zis, e așa o chestiune, nu? Este, să spunem, o modalitate prin care alegătorii își manifestă susținerea față de un program. Deci el nu e un contract încheiat între două entități. Nu e evident un contract. Evident că nu este un contract de vânzare cumpărare. Deci oamenii știu asta? Cum faceți la notar? Oamenii știu asta? De ce ziceți contract? Dacă el nu e un contract, de ce se numește contract? Pentru că există în marketingul politic astfel de concepte consacrate, de contract social, contract politic. Nu este prima oară când cineva folosește un astfel de concept în comunicare. Deci este un concept... Spuneți-i așa, domnul Tulea, spuneți-i așa, contract politic. Nu-i spuneți contract pentru o casă. Băi, aici v-ați citit probabil deoarece conținutul contractului reflectă tocmai acest lucru. Dar nu contează conținutul, tot de marketing ține și titlul acelui document. Da, e marketing politic, în fine. Nu mai pot. L-a distrus Lulea, bă, pe economistul libertarian. Bă, nu mai pot! Hai să vă arăt ceva, stai să vă mai arăt. Acum, apropo de case și de chestii de genul ăsta. Haideți să vă arăt că a postat Nicu Ștefănuță niște statistici, niște poze, niște chestii. Începem cu o dilemă. Deși suntem țara cu cei mai mulți proprietari din UE, aproximativ 95%, în 2018 aveam rata deprivării severe a locuințelor de 16%, de 4 ori mai mare decât media europeană. Ce înseamnă deprivare severă a locuințelor? Oameni care nu au nicio posibilitate pentru o locuință, dar și oameni care trăiesc în locuințe suprapopulate, fără condiții minime de igienă sau al căror acoperiș e grav deteriorat. Deci asta înseamnă că noi, ok, suntem proprietari mai mult decât media Uniunii Europene, dar locuințele au o calitate de căcat, într-o proporție mult mai mare decât în Uniunea Europeană. A? Problemă. Ne trebuie locuințe sociale? Da. Nu de tipul celor pe care vrea să le facă aur. De tipul celor pe care vrea să le facă Nicu Ștefănuță. Asta e diferența. Legat de asta, ne aflăm pe locul 2 în UE la locuințe supraaglomerate, 40,5%. Ia auzi. Mai mult, 57,8% dintre tineri cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani locuiesc cu părinții. 2 din 5 tineri din România trăiesc într-o lipsă severă de locuințe. Pe românește, n-au unde dormi. Ce se întâmplă asta? Problema locuințelor în România este reală și actuală. Avem locuințe sociale destule și răspunsul e că nu avem locuințe sociale destule. Și aici ne zice, locuințe sociale din România sunt complet insuficiente, cereri de locuințe 40.000, total locuințe 16.000, ok. La fel, locuințe pentru tineri, insuficiente. Câte cereri de locuințe sunt acceptate? Ia uite, 2.963 acceptate, ia uite, foarte puțin. Hai să vedem aici alte țări. Finlanda, Housing First Policy, strategia care pe o perioadă de 14 ani a reușit să aducă la scăderea 68% din totalul persoanelor fără adăpost. Deci în Finlanda au redus homelessness-ul cu 68% prin locuințe de stat. Statul finlandez finanțează, dar și oferă împrumuturi extrem de avantajoase ONG-urilor dedicate pentru a cumpăra apartamente de pe piață și la a le închiria accesibil oamenilor fără adăpost. Deci uite, o inițiativă a Finlandei pentru oamenii fără adăpost din Finlanda, care a redus cu 68% numărul de oameni homeless din Finlanda. Da? Ia uzi. Interesant. Ia uite, alt exemplu. Viena, Austria, orașul care a făcut chiriile accesibile pentru oricine. 62% din populația Vienei trăiește în locuințe deținute de stat.
sub costul unei chirii accesibile, care nu este orientat către profit. Administrația locală construiește 7.000 de locuințe sociale pe an. Ele sunt construite anual de către administrația locală. Încă de după 1920, aproximativ jumate dintre apartamentele din oraș fac parte din această categorie. Pragurile chiriilor din întregul oraș sunt ținute jos. Ia uzi. Da? Despre asta este vorba. Nu mai pot cu ăștia. Deja m-am enervat.